Trezește-te, Nuca. Nuca. Nuca, trezește-te, leneșule. Neața, mamă, e 5. Mă, tu n-ai auzit ce am zis eu, că la ora 5 începem? Sau acum îmi zici că am luat o decizie greșită, antrenându-te ca pe covu? Nu, m-am trezit, mamă. Hai, cu cine? Mă bucur că m-ai întrebat, fiule. Am adus o leoaică care chiar ar vrea să te revadă. Azra. Azra? Mă bucur să fiu aici, dragă mamă. Îl voi antrena bine. Să mă ce? Nu, eu mă descurc și fără. Nuca, Azra te va antrena și punct. Ai grijă, Azra, să îl antrenezi cum l-am antrenat eu pe Cog. Ca de nu, îți sparg fața. Ai înțeles? Foarte clar, mamă. Știu că îl prefer mai mult pe tatăl tău, Azra. Dar pentru asta îl vom omorâ pe Covu, ca să-l mulțumim și pe noi. Înțelegi, fetițo? Foarte clar. Bine, acum treci la antrenament. Nu ca te las pe labele ei capabile. Da, mamă, nu mă lăsa cu asta, mamă. Acum gata cu smiorcăiala, nu ca să trecem la antrenament serios. Apără-te, nu ca. Apără-te! Trebuie să înveți asta! Nu e așa simplu să omori un leu decât să te urci pe bușteni. Primele lecții de bază, hai! Sus, jos, sus, jos! Am obosit de la atâta sus, jos, sus, jos. Oboseala este pentru învinși! Din nou, Nuca! Nuca! A doua zi. Regula numărul 26, Nuca. Trebuie să-l atași pe adversar în lovitura fatală, acolo unde doare cel mai tare. Azra, sunt stele. Și ce? Te vede tata și râde de tine. Hai, încă o dată, sus, jos, la stânga, la dreapta, așa. Acum, dă-mi lovitura, Nuca! Azra, mă dor toate. Asta pentru că n-ai dai. Dă tot ce poți. Dacă mai zici asta încă o dată, te plesnesc. Dă tot ce poți. Începe să se descurce. Mai mult dat. Încă o dată, de data asta, rapid, ca o hai. Încercuiește șoarecele ăla, prinde-l de gât, hai. Bine, acum încercăm cu ceva mai mare, cu mine, hai, dă-mi una. Da, hai, Nuca, din nou! Arr! Da, încârlichează-ți ghearele și dă-mi! Au! Dă-mi un mârâit! Așa e bine, Nuca! Să continuăm! Am obosit.